Timpul de a învăța, o resursă pentru clasa 8-a. Timpul, fie că vorbim despre secunde, minute, ore, zile, săptămâni, luni sau ani, este în favoarea noastră dacă știm să-l organizăm eficient, mai ales când vine vorba despre învățare. Majoritatea timpului nostru poate fi ocupat cu hobby-uri, teme, întâlniri cu prietenii, citit, proiecte și așa mai departe. Iar pentru a include în programul nostru de lucru, adică aproximativ 12 ore, toate activitățile pe care dorim să le facem, este nevoie de o foarte eficientă organizare a timpului. Pentru aceasta, generalul și ulterior cel de-al 34-lea președinte american, Dwight Eisenhower, a gândit următoarea soluție: cutia pentru timp. Această metodă constă în împărțirea tuturor activităților noastre în patru categorii, cum ar fi activități urgente și importante, activități care nu sunt urgente, dar sunt importante, activități urgente, dar nu atât de importante, precum și activități care nu sunt nici urgente, nici importante. Dar pentru a înțelege mai bine cum funcționează această metodă, hai să luăm câteva exemple de activități, cum ar fi tema la matematică pentru mâine, să văd noul videoclip de la Maroon 5, să termin proiectul de joi la chimie și să duc gunoiul așa cum a rugat mama de dimineață. Tu în ce categorie ai pune aceste activități? Alege pentru fiecare câte o categorie. Eu le-aș pune așa. Aș considera ca fiind urgentă și importantă tema pentru mâine la matematică, aș duce gunoiul astfel încât să termin cu treburile urgente, aș pune ca fiind important proiectul la chimie, dar mai am timp până joi, iar noul videoclip de la Maroon 5 l-aș pune în categoria nu e atât de urgent, nici atât de important. Metoda Eisenhower în învățare ajută să depășim situația în care majoritatea timpului și a efortului nostru se duce în categoria activităților nu chiar atât de urgente și importante și ajută să vedem că în programul zilei rămâne puțin loc pentru a mai rezolva sarcinile urgente și importante. Situația inversă, când dedicăm foarte mult timp și efort rezolvării activităților urgente și importante, ne arată că la sfârșitul zilei vom fi obosiți și că ne va rămâne foarte puțin timp activităților nu chiar atât de importante și urgente, dar poate mai relaxante. Situația recomandată de Eisenhower este cea în care îți ocupi majoritatea timpului cu lucruri importante, dar nu urgente, astfel încât ele să nu devină mai târziu și urgente. Acum, împarte o foaie de hârtie în patru, notează fiecare chenar ca în imagine și gândește-te la patru activități pe care vrei să le desfășori azi sau cel târziu mâine. Atunci când majoritatea acestor activități nu ocupă un singur chenar, cum ar fi să ai stilul unui pompier care rezolvă lucrurile urgente și importante sau stilul prea relaxat, înseamnă că ai capacitatea să-ți organizezi eficient timpul. Dar nu uita, dedică timp lucrurilor importante pentru tine, pentru că, așa cum spunea și Eisenhower, ele rareori sunt urgente.